Slăvit să fie numele Domnului. Via Dolorosa este calea crucii, este drumul pe care l-a parcurs Domnul Iisus Hristos, purtându-și crucea, fiind insultat, mergând spre moartea care i-a fost hotărâtă pentru ca să poată plăti prețul răscumpărării noastre. Una dintre primele predici pe care le-am ținut vreodată, numai când mă refer predică, nu mă refer la un îndemn mai scurt, a fost într-o săptămână a patimilor. Mi-aduc aminte că în România sărbătoream în fiecare an Săptămâna Patimilor, având servicii divine în fiecare seară. Pentru cei care cred că este o săptămână foarte încărcată, vreau să vă spun că pentru Domnul Iisus Hristos a fost o săptămână foarte încărcată, Săptămâna Patimilor. Am publicat în buletin, doar așa, în mod sumar, câteva dintre activitățile Domnului Iisus Hristos în Săptămâna Mare. Și la unul dintre servicii am fost invitat să vorbesc despre Săptămâna Patimilor și cu pregătire despre cruce. Am găsit textul din 1 Corinteni, capitolul 1. Am mai vorbit aici în biserică din pasajul acesta. Aș vrea însă în seara aceasta să mă concentrez la una dintre ideile, unul dintre gândurile pe care le-am împărtășit. În acest pasaj, 1 Corinteni, capitolul 1, de la versetul 17 la versetul 31, este vorba de nebuniile Bibliei. Sunt trei nebunii pe care Dumnezeu și le asumă. Dar ele sunt nebunii din punctul de vedere al oamenilor. Apostolul Pavel privește crucea și planul de mântuire a lui Dumnezeu din punctul de vedere al oamenilor. Și din punct de vedere al oamenilor, de unde se uită oamenii, pare o nebunie. Pare trei nebunii. În versetul 18 spune, fiindcă propovăduirea crucii este o nebunie pentru cei ce sunt pe calea pierzării. Versetul 21, partea a doua. Dumnezeu a găsit cu cale să mântuiască pe credincioși prin nebunia propovăduirii crucii. În versetul 25, căci nebunia lui Dumnezeu este mai înțeleaptă decât oamenii și slăbiciunea lui Dumnezeu este mai tare decât oamenii. Care este motivul pentru care oamenii văd planul de mântuire, așa cum a fost alcătuit de Dumnezeu înainte de întemeierea lumii în El însuși, o nebunie? În primul rând, nebunia lui Dumnezeu. Dragii mei, Dumnezeu este infinit. Dumnezeu este atotputernic. Dumnezeu nu poate fi măsurat, nu poate fi încadrat nici în șabloanele noastre umane, nici măcar în imaginația noastră. Și noi știm că imaginația umană depășește cu mult posibilitățile umane. Avem o imaginație sălbatică, care zboară prin cosmos, care trece dincolo de lucrurile care se văd. Marea majoritate a lucrurilor pe care le învățăm despre univers, despre cosmos, despre modul în care se formează planetele, stelele și așa mai departe, nu sunt lucruri observabile, sunt rodul imaginației umane. Oamenii își închipuie cam cum ar fi sau cam cum s-ar petrece lucrurile. Dincolo de spațiul vizual, dincolo de ceea ce se vede și dincolo de ceea ce se observă. Printre cele mai mari falsuri ale așa zisei științe
Și Pavel spune, e pe nedrept numită știință, nu e știință, este religie, este închipuire, este izvodirea minții, este imaginație. Este teoria evoluției pe care niciodată nimeni nu a verificat-o și e neverificabilă, neobservabilă. Oamenii își închipuie cam cum să se fi făcut să fi apărut noi. Ei, Dumnezeu este răspunsul cel mai simplu și cel mai sigur la toate marile întrebări pe care noi ni le punem, cu privire la lucrurile pe care nu le putem înțelege și nu le putem observa. De ce e una, de ce e alta, de ce e așa, de ce nu e altfel? Un om înțelept răspunde, pe Dumnezeu, 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 Dumnezeu și le-a rezolvat pe toate. Știți că oamenii prin credința în Dumnezeu au o viață foarte simplificată. Ei nu trebuie să-și pună foarte multe întrebări. Te uiți la tot ceea ce este împrejurul tău, la toate minunățiile, la toate frumusețile, la toată estetica, la toată complexitatea și n-ai nevoie nici de miliarde de ani, n-ai nevoie nici de, să știi, chimie, biochimie, astrologie, astronomie, mai știu eu ce mie. Dumnezeu e răspuns la toate aceste dileme și este un răspuns viabil, pentru că dacă ai un Dumnezeu atotputernic, dacă ai un Dumnezeu infinit, la care nimic nu este cu neputință, atunci ai răspunsul tuturor întrebărilor. Ei, problema este că atunci când vorbim despre planul de mântuire, oamenii nu își pot explica de ce a trebuit să-L dea pe Fiul Său pentru ca să salveze o omenire ostilă Lui, o lume păgână, o lume păcătoasă, o lume care i-a întors spatele, o lume care îl urăște. Până la urma urmei, dragii mei, dacă Dumnezeu este infinit și autosuficient, de ce să-i pese de noi? De ce să-i pese de noi? Care este motivul pentru care i-ar fi păsat de noi? Am să vă spun foarte sincer, niciodată n-am umblat pe stradă căutând furnici să le calc în picioare. N-am făcut-o niciodată intenționat. Dar dacă cumva o-i fi călcat vreuna, nu mi-am făcut procese de conștiință, nu m-am simțit prea vinovat și nici n-am avut insomnii. Bă, furnică, dă-o încolo. Mai sunt destule. Sunt foarte multe lucruri cu privire la care nu ne facem procese de conștiință, pentru că le considerăm fără valoare. Fie că sunt vieți, calci pe iarbă, calci pe flori, calci pe temirce. Da, rupe o floare. Știți că toate florile pe care le dăm la neveste cadou sunt flori rupte. Săracele. Ei, de unde e Dumnezeu și cine e Dumnezeu, noi ar trebui să valorăm mult mai puțin decât o furnică, decât o floare ruptă. Suntem mai puțin decât un fir de praf. Pentru că diferența între Dumnezeu și noi este infinit. El e totul și noi suntem nimic. Nu suntem nici măcar foarte puțin. Suntem deloc. Dacă e să gândim lucrurile așa, să le comparăm. La ce ar păsa lui Dumnezeu de noi? Știți că oamenii au creat zeități, pentru că suntem închinători, n-avem încotro, trebuie să ne închinăm. Asta este forma expresiei noastre umane care ne împlinește. Dacă nu te închini, mori. Trebuie să te închini. Și dacă nu te închini Dumnezeului adevărat, te închini la altceva. S-ar putea să te închini la tine însuți.
la posesiunile tale, s-ar putea să te închini la alți oameni, s-ar putea să te închini la obiecte, știu eu, o groază de lucruri pe care le putem face obiectele închinării noastre. Suntem închinători și trebuie să ne închinăm. Or, zeitățile pe care imaginația oamenilor le-a produs sunt zeități opresive, care n-au nicio problemă să strivească, să calce sub piciorul soartei pe amărâții de oameni. Sunt zeități cu impuls sadic pe care trebuie să le pacifizezi, la care trebuie să le aduci jertfe, uneori umane, trebuie să strici copiii prin foc, trebuie să faci ceva drastic ca nu cumva să-ți dea în cap. Scumpii mei, ca Dumnezeu să dea două parale pe niște fire de praf, pe care psalmistul îi descrie ca o iarbă care răsare dimineața, crește și până seara este tăiată și se usucă. Ca pe un abur care apare puțin ter și zboară și până se risipește. Ca un sunet pe care îl auzi și care se stinge. Ca un lat de palmă, mâna care se trudește pentru ca să supraviețuiască în fiecare zi, de dimineață până seara, și a doua zi să o ia de la capăt. Și într-o zi se așează pe piept și intră în pământ. Ce sunt comparațiile vieții? Nu-i întâmplător că înțeleptul Solomon a spus totul este deșertăciune, e fără valoare, e degeaba. Frați și surori, de unde ne uităm noi, pare așa. Dar de unde ne uităm noi, uităm prețul și valoarea vieții. Uităm că suntem creația lui Dumnezeu într-o lume care nu crede că viața își are originea în Dumnezeu. Viața n-are valoare. De aceea sacrifică pe altarul culturii, unei culturi a distracției, a confortului, milioane și milioane de vieți plăpânde și nevinovate. De aceea, cultura aceasta sacrifică nu numai viața copiilor nenăscuți, sacrifică inocența copiilor mici, expunându-i la lucruri pentru care sufletelul lor și mintiuca lor nu este pregătită. Dar de unde se uită Dumnezeu, suntem plămădiți de El, a suflat din El în noi viață. Și chiar dacă am luat-o raznă, Dumnezeu care este drept este și dragoste. Și fie că e El autosuficient și-ar putea fără noi bine mersi. Că n-are nevoie de nimic și de nimeni. Dragostea Lui dorește să ne facă loc lângă El în eternitate. Și pentru asta a fost în stare să sacrifice ce a avut mai scump în împărăția Lui, să plătească tot. Faptul că a trebuit să plătească așa de mult dovedește cât de mare este valoarea unui suflet, nu mai vorbim de miliarde. Iată de ce, dragii mei,
Ceea ce oamenii numesc nebunie este de fapt dragoste, este de fapt milă și îndurare, planul lui Dumnezeu. Nu a anulat niciodată dreptatea lui Dumnezeu, dar este plin de dragostea lui Dumnezeu. Și ascultați, când dreptatea și dragostea lui Dumnezeu s-au unit, s-au pus împreună, pe Hristos l-a strivit și l-a crucificat și pe noi ne-a ridicat și ne-a răscumpărat și a plătit prețul pentru mântuirea noastră, mărit să fie numele Domnului. Nebunia lui Dumnezeu, din punctul de vedere al oamenilor. Apoi, nebunia crucii, nu puteai altfel. Trebuia ca fiul acesta al tău să treacă prin asemenea dureri, suferințe, agonii. Dragii mei, în Evrei, Apostolul Pavel spune că fără jertfă nu există răscumpărare și fără vărsare de sânge nu este iertare de păcate. Problema păcatului este mult mai mare decât își imaginează oamenii. Prin păcat, nu numai că te degradezi moral, prin păcat îți pecetluiești soarta veșnică. Vedeți, noi ne concentrăm asupra consecințelor imediate și temporare ale păcatului. Și încercăm să învățăm pe oameni, inclusiv pe tineri, să le facem educație, cum să, nu cum să nu, cum să, ca să evite consecințele desfrânării. Titlul este, cum să te desfrânezi fără să plătești consecințe, fără să te îmbolnăvești, fără și fără și fără. Pentru că oamenii sunt focalizați pe consecințele imediate și temporare. Ce nu ia în calcul este că păcatul omoară sufletul și îi pecetluiește soarta veșnică în chinul veșnic. Și pentru că avem un Dumnezeu care nu este interesat doar în a rezolva problemele noastre imediate și temporare, ci în a rezolva soarta noastră veșnică, problema eternității noastre, l-a trimis pe Domnul Iisus Hristos să ne răscumpere, să ne dea o viață nouă, o viață nouă, dar nu orice fel de viață, o viață veșnică. Și asta s-a putut face doar atunci când prețul incalculabil al păcatelor a fost așezat pe umerii unei singure persoane, pentru că o singură persoană a putut să le poarte. Atât și nu mai mult. Hristos Domnul a făcut pentru noi ceea ce noi nu puteam face pentru noi înșine. Nimeni nu se poate salva pe el însuși de sub puterea păcatului și de sub condamnarea păcatului. Iisus Hristos a făcut pentru noi ceea ce nimeni nu putea face, nici măcar toți ceilalți oameni la un loc nu se puteau uni să mă salveze pe mine unul singur. Și Domnul Iisus Hristos a făcut singurul lucru care putea fi făcut pentru ca să mă salveze pe mine, pe tine și pe noi toți. Lăudat să fie în numele Lui. Asta a fost numai prin cruce. Singura cale. V-am spus și repet că trebuie să repet ca să memorăm. În grădina Ghetsiman, înainte de a fi prins, atunci când s-a rugat și a spus multe lucruri. Printre lucrurile multe pe care le-a spus și pe care Biblia nu neapărat le consemnează, unul îl consemnează, Tată, dacă este cu putință, depărtează de la mine paharul acesta. Asta dovedește umanitatea lui, pentru că știa ce l-așteaptă în trup,
Asta dovedește divinitatea lui, dovedește că era sfânt și că i s-a scârbit sufletul de paharul acela plin de păcate, de crime și de nelegiuiri. Și asta dovedește că era unic, că nu s-a putut altfel. Tată, dacă este cu putință, păi dacă era cu putință, Dumnezeu alegea cealaltă cale. A trimis un înger să-l întărească, pentru că singura cale era ca Iisus Hristos să meargă la cruce. Dar vă rog să observați că aici este vorba și de propovăduirea crucii, predicarea crucii, ceea ce facem noi în Săptămâna Mare și nu numai în Săptămâna Mare. Versetul 18, fiindcă propovăduirea crucii este o nebunie pentru cei ce sunt pe calea pierzării. Versetul 21, Dumnezeu a găsit cu cale să mântuiască pe credincioși prin nebunia propovăduirii crucii. În versetul 17, de fapt Hristos m-a trimis nu să botez, ci să propovăduiesc Evanghelia, nu cu înțelepciunea vorbirii, ca nu cumva crucea lui Hristos să fie făcută zadarnică. Își vrea foarte scurt să vă spun, frați și surori, de ce pare o nebunie propovăduirea crucii? Care este mesajul nostru când vorbim despre cruci? În primul rând, crucea pare o nebunie atunci când vorbim despre patimile crucii. Atunci când vorbim despre faptul că Domnul Iisus Hristos a fost prins, Domnul Iisus Hristos a fost bătut, a fost chingiuit, există o morbiditate, ceva sinistru în descrierea crucii. Cum a fost batjocorit, scuipat. Cum să fie atractiv un asemenea Dumnezeu? Cum să fie atractiv un asemenea întemeietor de religie? Oamenii doresc glorie, doresc slavă. Nu slăbiciune, nu supunere, nu suferință. Și, Doamne ferește, nu moarte. Crucea înseamnă să povestești cum a fost sintuit pe lemn, în piroane. Cum a stat pe cruce și cum l-au batjocorit trecătorii. Este un mesaj atractiv? Propovăduirea crucii? Oamenii ascultă acest mesaj și spun, este o nebunie. Mai mult, când îi chemăm pe oameni la cruce, când le vestim crucea, le spunem că și ei trebuie să poarte crucea. Spune, dacă vrea cineva să mă urmeze, spunea Domnul Iisus Hristos, să se lepede de sine însuși, că nu e un mesaj prea atractiv în cultura de astăzi, să te lepezi de tine însuți, să-și ia crucea în fiecare zi și să mă urmeze. Noi nu predicăm doar patimile crucii, vorbim despre purtarea crucii. În cultura de astăzi, fratele Adrian vorbea mai devreme despre interpretare. Oamenii poartă cruce, fraților. O poartă la gât, o poartă pe la inel, o poartă de nu mai pot. Grele cruci purtăm. Crucea a devenit o bijuterie. O poartă pereții bisericilor pe cruce. Numai ce cruce trebuie să poarte pocăiții, nu poartă. Crucea lepădării de firea pământească, crucea omorârii mădularelor păcătoase, crucea lepădării de păcat și crucea împărtășirii batjocurilor și suferințelor Domnului Iisus Hristos. America, 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 America. Ce frumos era să fii creștin până acum câțiva ani. Nu mai este, nu mai este chiar așa de atractiv să fii creștin. Iată de ce atunci când noi propovăduim crucea și le spunem la oameni că trebuie să ieșim cu Hristos afară din tabără și să suferim o cara crucii lui, mesajul acesta pare o nebunie.
Și mai este o nebunie datorită faptului că cei care au fost chemați să propovăduiască crucea nu sunt dintre cei mai erudiți oameni din lume. Vedeți, noi suntem foarte fascinați de oamenii erudiți, de oamenii care știu ce spun. Avem impresia că am fi mai câștigați dacă intelectualii, dacă oamenii culți, dacă oamenii pregătiți, prin pregătirea lor. N-am nimic împotriva intelectualismului, împotriva pregătirii profesionale. Dar pregătirea profesională este să fii un inginer bun, este să fii un profesor bun, este să fii un om pregătit pentru cariera și pentru profesia pe care ți-ai ales-o. Un doctor bun, dacă trebuie. Dar profesia ta nu te ajută să predici Evanghelia. Acolo ai nevoie de puterea lui Dumnezeu. Că erudit a fost Pavel. Și când a venit Pavel să predice Evanghelia, a spus, m-a trimis, nu să botești, ci să propovăduiesc Evanghelia, nu cu înțelepciunea vorbirii, ca nu cumva crucea lui Hristos să fie zadarnică. Crucea, propovăduirea crucii, nu are nevoie de erudiția nimănui. Un profesor de matematică habar n-are să calculeze crucea. Prețul crucii, valoarea crucii. Un doctor, un inginer, un ministru, habar n-are să predice despre cruce. Numai cineva care a primit crucea Domnului Iisus Hristos și care poartă crucea Domnului Iisus Hristos poate să predice, să propovăduiască crucea Domnului Iisus Hristos. Pentru că e o putere în predicarea crucii. Voi care ați venit aici, ascultați ce spune Pavel în continuare, 1 Corinteni, capitolul 1, de la versetul 26, de pildă, fraților, uitați-vă la voi, care ați fost chemați, printre voi nu sunt mulți înțelepți în felul lumii, nici mulți puternici, nici mulți de neam ales. Că săracul Constantin a ajuns la putere și a spus, ia, am văzut eu o cruce, ia faceți-vă toți creștini, că dacă nu vă tai capetele. Tot imperiul s-a făcut creștin. Și știm ce fel de creștini s-au făcut și ce păgânisme și ce pagube spirituale a avut acest gen de încreștinare. Și l-are până în ziua de astăzi. Că cea mai sângeroasă perioadă și cea mai mare prigoană împotriva adevăraților pocăiți nu a fost a păgânilor, ci a celor așa ziși creștini din bisericile istorice, clasice, care s-au împătat de sângele martirilor și pocăiților adevărați, care nu le-au acceptat păgânismele și ieșirile dintre granițele scripturilor. Însă, dragii mei, vreau să vă spun că planul de mântuire a lui Dumnezeu face sens. Și am să vă spun care categorie de oameni ar trebui să înțeleagă cel mai bine crucea. Afaceriștii, investitorii ar trebui să înțeleagă foarte bine crucea. Oamenii au termen de comparație în cultură. Și am să vă explic, ca să nu ziceți că cine știe ce enormități spun. Ce este de fapt o afacere? O investiție. Este atunci când consider că un lucru ți-ar putea aduce profit. Fie că este o fabrică care produce ceva, fie că este o clădire care îți poate aduce un venit. Majoritatea dintre dumneavoastră, mai devreme sau mai târziu, investiți în ceva. Într-o casă, într-o fabrică, în ceva în care crezi. Acum, ce se întâmplă când investești? Rămâi fără bani. Investești crezând că afacerea respectivă e profitabilă și îți va aduce venit. Uitați așa cu ochii mari la mine, sunteți în America și toți faceți lucrurile astea. Sau majoritatea dintre voi. Când ai investit într-o afacere, care este primul lucru pe care îl aștepți?
că ai rămas cu buzunarele goale, ai băgat totul în afacerea respectivă. Aștept să recuperezi suma investită. Până nu o recuperezi, nu respiri ușor și nu dormi bine noaptea. O fi, n-o fi, o ieși, n-o ieși, că ți-ai băgat venitul și munca grea și transpirația în afacerea respectivă și îți frești mâinile așteptând să câștigi ceva, dar încă ce să câștigi până nu recuperezi ce ai investit. Când ai investit și când ai recuperat investiția, atunci spui, mă, ce-am avut și ce-am pierdut. Sunt la zero. Și pe urmă aștepți profitul și începe să vină profitul. Și vine profitul și ești bucuros, cumva am făcut o investiție bună, te mai lași la prieteni, spui, am făcut o investiție bună, mi-a mers. Mi-am recuperat banii și uite că acum merg în profit. Compania respectivă, afacerea respectivă, fabrica respectivă a devenit profitabilă. Una din problemele pe care noi le aveam în timpul comuniștilor era că era România plină de fabrici, dar multe dintre ele erau neprofitabile. Consuma mai mult decât produceau. Din cauza asta, economia comunistă se duce de râpă, pentru că ideea comuniștilor este să facă clădiri mari, să spun, avem fabrică de una, avem fabrică de alta, avem industrie de una, avem industrie de alta, dar ele dau faliment, pentru că nu sunt profitabile. Dar dacă e profitabilă, atunci îți convine să spui numele pe ea și să zici, am nimerit-o, am făcut o afacere bună. Ce faci cu profitul dacă ești un investitor bun? Nu bagi banii în buzunar, folosești și tu ceva pentru tine, nu? Că trebuie să trăiești. Dar ce faci cu profitul? Îl investești din nou. Ca afacerea ta să devină și mai profitabilă. Ai construit un building, ți-ai luat banii pe el și pe urmă ce ai câștigat, trăiești din el și o parte bagi într-un alt building, într-o altă clădire. Și acolo faci mai mulți bani și pe urmă iei de acolo și bagi într-un alt. Că nu se termină niciodată investiția, cât trăiești, câștigi, profiți și reinvestești. Acum, dragii mei, haideți să luăm, să vedem ce este planul de mântuire a lui Dumnezeu. Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, încât a dat. Care a fost scopul lui Dumnezeu în planul de mântuire? Să ne câștige pe noi, să câștige sufletele noastre. Pentru asta l-a dat. În Daniel, cuvântul Domnului spune că unsul, adică Domnul Iisus Hristos, a fost stârpit și n-a avut nimic. Dumnezeu a investit totul în această, mai mult decât o afacere, într-un proiect cosmic de salvare a sufletelor omenirii. A investit totul, s-a buzunărit și a rămas cu buzunarele goale, pentru că a dat tot, fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, încât a dat totul pentru ca toți care cred să aibă totul, adică viață veșnică. Când a intrat în mormânt, părea că investiția a fost completă și investitorul a rămas fără nimic. Au pus piatra, au pus pecetea, au pus paza și au crezut că l-au lăsat pe Dumnezeu sărac, lipit pământului. Dar a treia zi și vom sărbători Paștele. Piatra a fost prăvălită la o parte, mormântul s-a deschis, Hristos a înviat și investiția lui Dumnezeu a fost recuperată. L-a câștigat înapoi! Viu și nemuritor! Încă de la cruce, când era între doi tâlhari, unul dintre tâlhari a crezut. Și atunci a început profitul lui Dumnezeu.
Pe urmă, uitându-se la el, la suferințele lui, un sutaș a spus: cu adevărat, acesta a fost Fiul lui Dumnezeu, alt profit pentru Dumnezeu. Pe urmă a venit ziua cinzecimii, când la predica lui Petru, în urma pogorârii Duhului Sfânt, aproape 3.000 de oameni l-au primit pe Domnul și apoi au ajuns la 5.000 și pe urmă li s-a pierdut numărul. Pe urmă a fost întoarsă pe dos omenirea și milioane și milioane de oameni de-a lungul veacurilor au fost câștigați pentru împărăția lui Dumnezeu. Noi suntem câștigul lui Dumnezeu, noi suntem profitul lui Dumnezeu. Proiectul lui Dumnezeu s-a dovedit cel mai profitabil proiect din istoria omenirii, pentru că nu câștigă bani, nu câștigă faimă, nu câștigă reputație, nu câștigă nume, câștigă suflete. Arătați-mi o altă afacere care să câștige pentru viața veșnică, pentru slavă și pentru fericire, suflete de oameni. Însă, tot profitul acesta bogat, ce face Dumnezeu cu el? Știți că Evanghelia are două imperative. Veniți și duceți-vă. Veniți la mine voi toți cei trudiți și împovărați și eu voi da odihnă pentru sufletele voastre. Și apoi, duceți-vă în toată lumea și propovăduiți Evanghelia. La orice fătură, cine va crede și se va boteza, va fi mântuit, cine nu va crede, va fi osândit. Cu alte cuvinte, Dumnezeu își reinvestește câștigul, profitul, toate sufletele pe care le câștigă sunt trimise în toată lumea să propovăduiască Evanghelia și să câștige mai mult profit pentru împărăția lui Dumnezeu. Și ăsta este scopul împărăției lui Dumnezeu până când va veni Hristos. Mă spuneți dumneavoastră, vi se mai pare planul lui Dumnezeu o nebunie? Pentru că realitatea îi dovedește succesul. Voi îi dovediți succesul. Știți că toți care suntem aici, suntem câștigul lui Dumnezeu prin propovăduirea crucii și prin investiția pe care alții au făcut-o în viețile noastre. Noastră, vezi, eu m-am născut în familie de pocăiți, dar pocăiții în familia cărora te-ai născut n-au contribuit cu nimic la mântuirea ta? Dragii mei, în această seară vă invit să nu ne fie rușine de Evanghelie. Apostolul Pavel spunea: mie nu mi-e rușine de Evanghelie, pentru că ea este puterea lui Dumnezeu pentru mântuirea celui ce crede, a iudeului și a grecului. Aveți foarte mare grijă și să avem foarte mare grijă, pentru că există două imperative ale eternității, ale intrării în eternitate. Vă spuneam că la intrarea în împărăția lui Dumnezeu sunt două imperative, la ușa împărăției. Veniți și duceți-vă. Veniți la mine voi toți și trudiți și împovărați și eu vă voi da odihnă pentru sufletele voastre. Duceți-vă în toată lumea și propovăduiți Evanghelia la orice făptură. Ei, funcție de venirea și ducerea noastră există aceleași imperative la intrarea pe poarta eternității. Vino, rob bun și credincios, și apoi duceți-vă de la mine, voi toți ce înfăptuiți nelegiuirea. Astăzi, chemarea planului de mântuire a lui Dumnezeu și a crucii este: veniți. Dumnezeu vrea să câștige suflete, Dumnezeu vrea să câștige multe suflete și vrea să le câștige și prin tine, vrea să le câștige prin noi. Am auzit de foarte mulți credincioși care n-au fost nici predicatori, nici cântăreți. Asta nu înseamnă că noi nu facem bine, că propovăduim Evanghelia prin predică, prin cântare.
Dar să știți că la locurile de muncă, la școală, sunt foarte mulți creștini nebăgați în seamă, care au ocupat un loc oarecare în biserică. În eternitate, la poarta raiului, în spatele lor se vor alinia mai mulți decât în spatele unora dintre noi, pentru că au lucrat la mântuirea colegilor lor, a prietenilor lor, a vecinilor lor. Să-i chemarea lui Dumnezeu pentru noi. Dacă vrei să fii inspirat astăzi de mesajul crucii, de jertfa Domnului Iisus Hristos, mai mult decât să fii încântat de ceea ce a făcut pentru tine, pentru viața ta, intră în acest plan de mântuire, pentru că numele tău este scris acolo, într-un detaliu al acestui plan, ca și câștig al împărăției lui Dumnezeu și ca și investiție. Ești și câștigat, ești și investit prin propovăduirea crucii. Cât mai multe suflete să vină la Domnul și să-L cunoască. Haideți să ne ridicăm în picioare. N-ați vrea în această seară rugăciunea noastră să fie și de mulțumire și de proslăvire. Într-o seară în care Hristos a plătit prețul și l-a plătit până la capăt, a băut paharul și l-a băut până la ultima picătură. A suferit și a suferit până a murit pentru noi. N-ați vrea să celebrăm acest moment special și printr-o rugăciune de angajament, poate și de pocăință, de iertare. Doamne, iartă-mă, am trecut pe lângă prea mulți oameni fără să văd în ei ce vezi Tu. Poate nu crezând, dar purtându-mă de parcă ar fi o nebunie să le predici și la ăștia Evanghelia. Să te doară și de sufletele ăstora. Știți că Dumnezeu suferă pentru fiecare suflet de om muritor care piere în nelegiuire și care are nevoie să asculte Evanghelia, care nu le este propovăduită nici prin îngeri. Și nici Hristos personal nu mai este pe pământ în trup să le-o predice, ci prin mine și prin Tine. Doamne, iartă-ne că n-am făcut-o destul. Ajută-ne să facem mai mult pentru Evanghelie, ajută-ne să devenim propovăduitori ai Evangheliei, chiar dacă nu suntem erudiți, chiar dacă nu suntem pregătiți. Avem destulă informație și știm destul să predicăm Evanghelia crucii lui Hristos. Ne rugăm cu toții.